Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul de nord în leu, etalare pentru decembrie 2021. Niște mesaje deja au venit, o să vedem dacă au legătură cu ce urmează sau sunt mesaje separate. În timp ce amestecam setul de cărți pentru energia generală, s-a arătat 5 de apă și la un moment dat 2 de foc. Cartea a venit așa un pic dată peste cap, doi de foc invers. Ar putea să fie niște decizii pe care trebuie să le luați. Dar, dragii mei, dacă sunteți într-o stare de regret, de melancolie, de depresie, de supărare, de amărăciune, cam asta e 5 de apă, da? Imposibilitatea de a ieși dintr-o cochilie emoțională, aceste decizii riscați să nu le luați corect. Așa am simțit acest mesaj. Faptul că a venit totuși invers arată că deciziile au fost luate de voi sau de altcineva. Posibil luate aduc această stare de regret. Pentru că pentru mine doi de bâte înseamnă decizii, dar și planuri. O să vedem ce alte mesaje mai vin, dar dacă simțiți că nu sunteți voi, posibil să fie altcineva în legătură cu voi care trebuie să acționeze, să facă niște planuri, să ia aceste decizii, cum să mă implic. Da? Nu sunt doar mentale, sunt și acțiuni. Eventual, acest personaj trebuie să iasă din 5 de apă, din starea de regrete. Poate este dor de voi, poate a pierdut ceva, dacă simțiți că nu sunteți voi. Interesant este că la capătul setului de cărți apare regina de apă, da? Persoana emoțională. Unii lei chiar sunt foarte emoționali. Unii, depinde ce planetă aveți, da? Unii oameni, nu neapărat unii lei. Dar, în general, lei sunt destul de emoționali. Depinde la ce grad au acest soare, da? Ideea este că se dorește exprimarea regina de aer, exprimarea unor emoții profunde. Posibil pentru unii un semn de aer are emoții profunde, are dragoste și vrea să exprime, simte că voi sunteți suflete perechi, da? Doi de apă. Dar acest personaj, la un moment dat, de-aia zic, posibil, dacă nu sunteți voi, ar putea să fie altcineva care ia această decizie. Decizia în subconștient este de a exprima, da? Adevăr și emoție. În această relație profundă care există între voi și ei sau altcineva, da? După ce regele de aer, de apă, aer a ieșit, posibil să fie semn de aer, dar... sau marcaș puternic, poate să fie așa ascendent, da? Acest rege, deși a simțit multe emoții, nu le-a arătat. Nu le-a arătat 7 de aer, pentru că are niște probleme în spate. 10 de aer, probleme ca și 3 de aer, adică 10 de spade și 3 de spade, decepții, trădări, un ciclu destul de greu, peste care trebuie să treacă. Eventual cu ajutorul vostru. Cu ajutorul vostru, a celor care sunteți eventual mai bine din punct de vedere spiritual. Mesagerul de foc. Mesagerul de foc care vine cu această stea, da? Cu pasiune și cu capacitatea de a vindeca. Posibil pentru unii. Pentru unii. De-aia spune posibil pentru unii aceste cărți să reprezinte un personaj căruia este dor de voi, dacă simțiți că nu sunteți voi. Aceștia triști, decepționați, depresivi, care încă regretați o pierdere din trecut, încă nu vă puteți, posibil unii poate nu vă puteți detașa de un trecut și sunteți forțați, forțați, da, forțați, într-un fel sau altul, de univers, să vă deschideți sufletul, să vorbiți despre emoțiile voastre, unii dintre voi. Aveți un suflet pereche care vă poate înțelege. Acum, ce mai a venit? 3 de bâte tot invers.
3 de bute invers merge către 2 de bute și 2 de bute, după cum am văzut 2 de foc, a venit invers. Și aici s-a oprit la valetul de bute. Posibil o distanță, interesant, acum simt, dacă în general 3 de bute înseamnă distanță, speranță, așteptarea cuiva, invers, cineva nu mai are răbdare. Își dorește să micșoreze această distanță, să veniți, să luați deciziile împreună, să faceți planurile, cum să inițiați o nouă etapă în relația voastră, eventual. Posibil, cineva, iar, regina de spade, cu marcaș în semn de aer, vrea să se elibereze, să vă vorbească deschis despre o situație foarte apăsătoare în viața lor, obsedantă, karmică, toxică, da? Pe care vrea să o încheie, vrea să-i pună capăt, 8 de cupe, 8 de spade, vrea să se reprogrameze într-o nouă direcție, renașterea. Soarele sunteți voi aici, voi, sau relația dintre voi, dar soarele undeva în depărtare, dar deocamdată se discută, simt acum cu regina de spade, poate să fie și un avocat, o avocată, se discută despre separarea. Inclusiv legală sau măcar tăierea legăturilor karmice dintre o persoană și dintre o persoană și altă persoană toxică. Încerc să-mi aleg cuvintele pentru că știu că e talare colectivă și poate să varieze, da? Valetul de bâte în acest context ar putea să reprezinte copilul, dacă e vorba de o separare legală. Dar nu obligatoriu, că poate nu toți aveți copii și atunci valetul de bâte, te opresc la îndrăgostiții, totuși e poveste de dragoste, da? Valetul de bâte este dorința de a iniția ceva nou după acea separare. Alte mesaje. Vedem ce alte mesaje vor mai veni și în timpul etalării. S-a oprit la romanță. Chiar acum am deschis la îndrăgostiții. Posibil pentru unii să fie o romanță în aer, să putească o romanță în aer în viața voastră sau a cuiva din viața voastră, da? Dar, deși există nevoia de atingere fizică, lucrurile au trebuit să încetinească din niște motive, relațiile karmice, separările care trebuie să se manifeste în partea unei persoane, da? Și atunci trebuie să aveți răbdare. 17 este numărul stelei, nu? Trebuie să aveți răbdare să vă vindecați, da? Dragostea este răbdătoare și amabilă. Întotdeauna. Eu o să pun cărțile. În setul miracole și binecuvântări se pot întâmpla dacă aveți răbdare. Hai să vedem. Energia generală. Pentru lei. Soare, lună, Venus, accent, nodul nord, în leu. Energia generală pentru lei. Nu, sunt multe. Energia generală pentru... Uf! Mesagerul de, sau cavalerul de pământ. Cavalerul de pământ, deși a venit un pic, iar s-a dat peste cap. Rămâne de văzut. Cavalerul de pământ. Lucrurile se dezvoltă greu. Trebuie să aveți răbdare, cum am zis mai devreme. Cavalerul de pământ merge foarte greu, precaut. Se uită la toate detaliile în construcția pe care și-o dorește să o manifeste în călătoria pe care o are de făcut, la toate gropile, la toate, da, știți cum e. Sau poate nu știți. 4 de foc. 4 de foc în general și asul de pământ. Se dorește manifestarea, da? După o lungă așteptare. Se dorește manifestarea. E un semn de aer cu un semn de pământ în spate. E un semn de aer cu un semn de pământ în spate. Ideea este că se dorește o nouă etapă, o nouă relație, asul de pământ și 4 de foc. 4 de foc în general este casa, da, întâlnirea cu prietenii, cu familia, o atmosferă plăcută de sărbătoare. Posibil vreți acum de sărbători sau voi sau altcineva să manifestați această bucurie și să puneți bazele unei noi relații, noi etape în relația voastră, după o lungă așteptare, 7 de pământ.
Vedem ce alte mesaje mai apar. Hai să vedem mesajul de la îngeri. Pentru lei. Soarele a venit să ascendenul de nord în leu. Mesaj de la îngeri pentru lei. Rugăm frumos. Dragii noștri îngerași, protectori și ghii spirituali. Mesaje de la înger pentru lei. Mesaje de la înger. Mesaje de la înger pentru soarele meu vine să ascende în nodul nord în leu, nu doar pentru toți lei. Și pentru cei cu lună, cu ascendent, cu nodul nord, cu Venus, mesaje. Haideți să vă rugăm. Pe să avem răbdare, cum mi s-a zis, da? Și voi, între timp, respirați adânc și încercați și vă educați răbdarea dacă aveți cumva probleme cu așa ceva cu unii dintre voi. Mesaje de la îngeri. Ups! Uf. Cinstea este esențială. Vorbiți cu dragoste și în adevăr. Voi sau altcineva? Priviți la puterea voastră interioară. Sunteți mai puternici decât realizați. Dragostea este peste tot în jurul vostru. Fiți de ajutor. Vom vedea ce legătură au aceste cărți. Dar am spus că la un moment dat cineva nu a exprimat. A fugit de dragoste eventual. Sau nu a exprimat ce probleme are acasă. Interesant. Dacă aveți un semn de aer, probabil semnul acela de aer nu a povestit ce probleme are acasă. Soarele meu venit să ascende în nodul nord în leu, decembrie 2021. Și din cauza că nu a exprimat, poate nici voi nu ați putut să-i ajutați sau să înțelege situația. Aici o chestiune. Și atunci lucrurile s-au dezvoltat greu. Cavalerul de pământ. Central. Asul de bâte. Deci se dorește, până la urmă se dorește. În sufletul vostru este pasiune sau vă gândiți la cineva cu multă pasiune. Sau vreți să inițiați ceva nou. Împărăteasa. Provocarea este împărăteasa. O să clarificăm. Ce frumos. Femeia divină. Poate să reprezinte foarte multe. Poate să reprezinte creșterea spirituală a cuiva, mama, conceptul de maternitate. Mare grijă dacă aveți o întâlnire intimă cu cineva. Dacă nu vreți copii, aveți deja copii să vă protejați, doamnelor. Undeva în depărtare apare temperanța. Echilibru, nevoia de echilibru, nevoia de vindecare, de creștere spirituală. În ultima vreme, 8 de monede. Posibil aici este, v-ați concentrat și pe transformarea voastră, 8 înseamnă transformare spirituală, dar v-ați concentrat poate unii prea mult pe muncă. Sau ceva s-a întâmplat la locul de muncă. Posibil pentru unii să vă doriți un nou proiect. Un nou proiect la locul de muncă sau un nou job. Și aici este provocarea. Cum inițiați? Pentru că puteți să aveți spor. Dar rămâne să... să alegeți corect, cum am zis mai devreme. Sunt mesaje care vin. Dar, repet, o să clarific. În viitorul îndepărtat aveți roata norocului. O schimbare de energie, o întâlnire karmică, ceva se va întâmpla la momentul potrivit. În prezent aveți 6 de aer. Ce ar putea să însemne asta o călătorie? A voastră, a cuiva. O detașare de apele tulburi ca să mergeți înspre ce? Înspre idei frumoase, înspre noroc, înspre creștere, abundență. Apele tulburi care au trebuit calmate și vindecate prin această temperanță. Sfatul e extraordinar, doi de pute. Sfatul este să alegeți corect, să vă faceți planuri, să vă extindeți. O să clarific. Să nu stați pe loc.
Unii lei au această tendință pentru că sunteți zodie fixă. Dar un exterior, cineva, iar alegerea voastră atrage și, cum să zic, îi provoacă și pe alții să decidă, da? 2 și 2. Sau mai bine, vedeți, deciziile voastre influențează și pe ceilalți, dar întotdeauna am zis eu că nu așteptăm doar pe cineva să aleagă și noi alegem. Alegem dacă îi așteptăm sau nu îi așteptăm. O să clarificăm. 2 de pământ. Iar cineva se gândește eventual cum să vină și să inițieze ceva. Posibil. Vedem. Extraordinar. 2-2-2. De ce vă este teamă? De blocaje, eventual, în comunicare. Poate că și există. Posibil că cineva v-a blocat sau voi ați blocat pentru că. Pentru că. Aici aveți răbdare, da? Cineva trebuie să ia niște hotărâri ca să poată să fie corect. Să poată să vină sincer în fața, sincer în fața voastră. Evident că poate să fie și invers, dar eu vorbesc totuși dintr-o anumită perspectivă, fie extraordinar. 2 și 3. Ce vă doriți? 3 de aer. Posibil vă doriți să vindecați rana voastră sau rana cuiva. O să clarific. Sigur nu vă doriți să răniți pe nimeni. Ar trebui să... Nu cred că ați ascultat tarotul dacă v-ați dori așa ceva, nu? Posibil cineva rănit, dezamăgit, suferind. Vi doriți aproape ca să îi alinați, ca să prefaceți o situație. Vedeți cărțile? Ce reușiți să faceți, marele preot? Să vă păstrați credința cu răbdarea pe care am văzut-o. Așa ar fi frumos. Trei de cupe. Da. Să vă bucurați de familie, de prieteni și să vă păstrați încrederea. Regina de bâte. Cu acest as de bâte. Da. 10 de bâte. Încrederea că deși sunt probleme, 10 de bâte, trebuie să împingeți sau să... Da, sunt niște probleme. Veți reuși să vă bucurați de dragoste, de speranță cu 9 de cupe. Cineva de la distanță. Da, lumea și 8 de... Ia uite, cineva de la distanță. Posibil să vină să se împace cu voi. 8 de bâte, lumea, 6 de cupe. Sau, dacă nu e vorba de împăcare, să fie întâlnire cu cineva care, prieten. Ori voi călătoriți în țară și vă întâlniți cu prietenii de acasă, da? 6 de cupe, male preu și 3 de cupe, prieten de acasă, prieten cu care ați copilărit, da? Nu neapărat împăcare de amor, da? Că vin sărbătorile, posibil să călătoriți. Pentru că în prezent apare totuși o călătorie. Și dacă n-ați mai ținut legătura cu cineva, repet, în acestea cruce celtică pot să fie aspecte separate. Nu toate să se lege într-o singură poveste, pentru că noi în viață nu experimentăm doar o poveste de dragoste. Mai avem relații și cu alte persoane, și cu familia, și cu prietenii, și cu colegii, și cu Dumnezeu, unii dintre noi, da? Avem nevoie și de bani, și de stabilitate, pe mai multe planuri, da? Și atunci fiecare carte, eu am spus fiecare carte ce reprezintă, pot uneori să reprezinte paliere diferite în viața noastră. Alteori cărțile vorbesc despre o singură situație, alteori de mai multe ori, despre mai multe situații. Dar dacă ați întrerupt legătura cu cineva cu 2 de spade, posibil ori voi, ori ei își doresc să vină. Să vină, iar 6 de spade, 8 de bâte, lumea, da? Să vină să vă împăcați sau să discutați. Să se implice cineva în această relație care aduce bucurie. Ok. 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 Ok.
Marele preot, 3 de cupe. Și regina de putere. La capătul setului de cărți, 6 de bâte, 3 de bâte, iar distanța, asul de spade. Cineva fuge. Am văzut regina de aer care are în spate o regină de monede, da? Cineva fuge. Posibil să fie îndrăgostită. Și și-ar dori să vină. Să plece de acolo și să vină să exprime. Iată, să exprime emoții, adevăr. Da? Să manifeste o victorie după o așteptare, după o distanță care v-a marcat. Înțelegeți? Hai să vedem. Ce reprezintă acest as de bâte? Pasiune, inspirație, chef de viață, da? Dorința de a vă manifesta creativitatea. Clarificăm asul de bâte în sufletul leilor. Soare, lună, Venus, ascendent, în lei. O dată, de două ori, de trei ori. În sufletul vostru există cineva că recunoașteți, că nu recunoașteți, există cineva care suferă. Își face griji. Cum să vină să manifeste acest început cu voi? Voi sunteți inspirația lor. Voi îi ridicați din pat. Voi îi chemați la o nouă manifestare. Asul de monede, l-am văzut unde era. Uitați-l aici, da? Asul de monede, da? Își doresc eventual să vă bucurați patru de foc de sărbători împreună. E și aici un portal, vedeți? Să treceți prin niște situații sau prin situația asta. Dacă au fost dezechilibre, au fost separări, renașteri, da? Se dorește manifestarea unei reîntâlniri în cazul în care v-ați separat. Cât timp ați fost separați, regele de bâte, regina de bâte, da? Le-a fost dor de voi. Au visat la voi. Nouă de spade. Și asul de bâte. Da, își fac griji, în primul rând, cum să se manifeste acest început. Există atracție fizică, dar există și un stres teribil. Clarificăm împărăteasa odată, de două ori, de trei ori. Nouă de preîmpărăteasa și, ia uite, conflicte. Preîmpărăteasa și împărăteasa. Posibil, independența și femeia în cuplu. Împărăteasa, în general, este o femeie matură în cuplu, deși neobligatoriu. Poate să reprezinte femeia divină, evoluată. Dar și preîmpărăteasa este evoluată. Și aici este. Pentru unii, provocarea în această poveste este mama copiilor și femeia independentă. Vedeți cum sunteți. Unde sunteți? Sau dorința de independență. Pentru că e un conflict aici. E un conflict. E o pasiune, într-adevăr. Ia uite, regele de monede și împăratul. Sunt responsabilități de familie. Și profesionale, și de statut. Pentru unii. Dar în primul rând de familie. Pentru mine și împăratul, și marele preot, și regele de monede reprezintă persoane tradiționale adesea. Și totuși e pasiune. Și pasiunea aceasta creează conflicte. Este și dragoste. Dar între cei doi există o tăcere. Probabil niște lucruri care au rămas nespuse. Și tăcerea aceasta trebuie vindecată, trebuie rezolvată. Conflicte. Aici este conflict. Clarificăm echilibrul în trecutul îndepărtat o dată, de două ori, de trei ori. Ia uite. V-ați simțit abandonați? Ați avut probleme financiare? Poate. De sănătate? Posibil. Iar de sănătate, temperanța, echilibru, sănătate, da? Care vă învăța să vă conectați la Dumnezeu, să creșteți spiritual. Sper. Sper. Dar este o senzație de abandon, poate aveți tendința să atrageți relații care vă
predispun la abandon. Și trebuie să vindecați această problemă. Karmică, cred, pentru unii. O tendință karmică, moștenită, eventual. Vindecarea acestei senzații de abandon, a voastră sau a cuiva, este la baza acestei cruci celtice. La capătul setului de cărți sau de separarea de cineva clar și dorința de a renaște. Posibil cu magicianul și șapte de cupe v-ați simțit manipulați. Deși ați simțit că e dragoste, dragostea aceasta n-a fost exprimată corect. Din frică de emoții, nu mai acuzăm oamenii, da? Unora le este frică, puteți să fiți și voi cei înfricoșați de emoții, da? Nu doar alții. Da. Hai să nu mai acuzăm și să înțelegem de ce cineva în viață nu manifestă mai suficientă lumină, deschidere emoțională. Din multe motive. Că le este teamă de că vor fi refuzați și până la urmă atrag acest refuz. Știți că felul în care gândim ne atrage situația. Mai devreme sau, de ce ți-e frică de a nu scar? Mai devreme sau mai târziu, tot același lucru manifestăm. De-aia zic, mare grijă cum gândim. Clarificăm 8 de monede. O dată, de două ori, trecutul apropiat. De trei ori. Da. Posibil cineva să în această perioadă în care a trebuit să vindece abandonul sau senzația de însingurare sau problemele financiare sau de sănătate, da, posibil și aici, care e în sufletul vostru acest personaj? Fricile. Da? Acest personaj a preferat să se afunde în muncă și să vă spioneze, să vorbească foarte puțin sau deloc, să se uite din când în când la voi, eventual să se lase inspirați, ar fi frumos. Pentru că e un as de bâte pe care îl aveți în suflet. E o energie. Și voi dacă aveți probleme, dragii mei, leuți, leuțe, da. Și voi dacă aveți niște probleme, aveți acest potențial la care trebuie să, da, prin credință trebuie să accesați acest potențial de vindecare. Vă puteți vindeca prin credință. Și aici e provocarea. Da? Provocarea. Să creșteți. 9 și 3. Preîmpărăteasa și împărăteasa. Să evoluați spiritual. Evident că am schimbat un pic mesajul, pentru că trebuie să vorbești din perspectiva asta, că nu toată lumea are o poveste, deși am văzut romanță totuși că plutește în aer, dar dacă ați avut niște probleme și de sănătate, financiare, 8 de monede poate să reprezinte lucru cu voi înșivă ca să ajungeți la 9. Da? Această stare de confort cu ceea ce ați făcut în viață, încredere, stimă față de voi, dragoste, am văzut 9 de cupe mai devreme, apare și dragoste față de voi. Și da, mulți oameni spun că vai, lei sunt cum sunt, dar știm bine că lei ascund multe. Multe frici și frustrări, deși au acest potențial. Lumea vede doar aparența leului. La capătul setului de cărți, uite, 8 de cupe, aici în trecutul apropiat, 8 de cupe. Cineva încerca să se detașeze de aceste conflicte. Și cu prietenii, și cu familia, și invidioșii, și cuvintele care, grele care se spun în preajma lor despre voi eventual, despre această atracție, din cauza că ei sunt sau voi într-o poziție specială. Ori cu responsabilități în familie, ori la locul de muncă, da? Și a apărut, Doamne, dragostea, mai cum apare dragostea asta, vai, că nu te aștepți, fie rar să fie de treabă. Clarificăm 6 de spade în prezent, o dată, de două ori, de trei ori. Cavalerul de cupe, ce frumos, iar un mesager, un mesager plin de compasiune, de romantism. Posibil cineva să vină să-și dorească, în viața voastră să-și dorească să fie romantic. Sau voi vreți să fiți romantici cu cineva. Dar pentru asta, iar, trebuie lăsate apele, tulburi, stresul, dacă sunteți voi. Dacă sunt ei, veți trăi și veți vedea. Dar, dragii mei, eu vă sfătuiesc în general să nu vă
ascultați tarot, ascultați și alte etalări. Dragii mei, că aveți aici decizii, 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 2, 2, 2, da? Sfatul meu este ca manifestor. Dom'le, voi să acționați conform inspirației divine, a legăturii cu divinitatea, a pasiunii pe care aveți în general, da? La capătul setului de cărți, o stagnare peste care a trebuit să se treacă, iaute, să renască o dragoste. O dragoste, o pasiune. Cineva are multă pasiune pentru voi, dar ține să creeze niște probleme acasă, trădări acasă, da? Și se dorește, într-adevăr, o fost decepții mari, suferință mare, se dorește dragoste adevărată, renaștere în dragoste. Până acum au visat, dar sunt conștienți că trebuie să, din toate visurile acestea și opțiunile pe care le au, trebuie să aleagă ce? Opțiunile înseamnă foarte mult. Reprogramarea lor, analiza, da? Și vindecarea, iar vindecarea, avem aici eremitul, echilibru, vindecarea decepțiilor, conexiunea cu spiritualitatea, cu Dumnezeu, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Acum posibil să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Toate aceste sacrificii și situații neplăcute să-i ajute să vadă lucrurile iluminați de Dumnezeu, Marele Preot. Clarificăm. Hai, mai dăm o carte pentru prezent odată. Cavalerul de cupe, 6 de spade. Odată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, de la distanță am văzut mai devreme, dați în urmă. De la distanță vine cineva, vrea să comunice. Vrea să comunice. Frumos. Ia uite. Chiar dacă sunt conflicte. Iar tot aici s-a oprit, da? Și am amestecat în fața voastră. Clarificăm 2 de bute, sfatul, odată. De 2 ori. De 3 ori. 2 de bute și 9 de bute. Mai dăm o carte. Puterea. Aveți o reținere. Aici am de spate. Aveți o reținere? Treceți de această reținere. Eu simt că sfatul este să vă extindeți. Să alegeți lucrurile, oamenii, situațiile care vă lărgesc orizontul. Pentru că 9 de bâte, chiar dacă unor poate să reprezinte blocaje, este un personaj care vine în afara blocajelor, face portiță, da? Și are o bâtă plină de pasiune, da? Aceasta, în mișcare, da? Și aici sunt aliniate și aici este una aliniată, da? Așa văd. În aceste de cărți, în altele ori fi altfel, nu mă interesează, altele acum le citesc pe acestea. Deci, alegeți! Nu înseamnă călătorie la distanță, expansiune. Alegeți! Să ieșiți din situațiile care vă țin pe loc. Aveți această putere. Posibil cineva își face puterea, încrederea, își face curaj, vreau să zic, da? Să vină să vorbească cu voi. Iar un personaj important sau care are responsabilități și are totuși multă dragoste, asul de cupe. Mai dăm o carte pe acest sfat. O dată. De două. De trei cupe. Uf! Patru de cupe, asta e. Deci, patru stă. E element fix. Am văzut patru de cupe, cinci de cupe am văzut, da? Stă. Ia uitați cum stă. Îmbufnat. Supărat. Că a fost trădat, că aia, că la altă vine dragostea și ce faceți? Vine dragostea într-o formă sau alta. Sau poate voi vreți să oferiți, vedeți unde sunteți. Dar e vorba de alegeri, de o ofertă, de vindecare, de dragoste, da? Care vă ajută să mergeți mai departe. Și acesta, da, 7 de bute.
În primul și în primul rând, nu mai fiți defensivi. Dacă sunteți cumva defensivi voi, nu mai fiți. Se dorește manifestarea. Unei victorii. Unei noi relații. Hai să mai vedem totuși și alte cărți. Exterior. Doi de bâte. De, nu de bâte, de monede. Odată. De două. De trei ori. Ia uite. Regina de cupe. Mai dăm o carte pe această regină de cupe și de monede odată, de două ori, de trei ori. 10 de cupe. Nu e cineva îndrăgostit de voi? 10 de cupe, regina de cupe, care nu îndrăznește. Nu îndrăznește pentru că încă are niște probleme de vindecat, de rezolvat, de eliberat. Voi, poate voi aveți probleme. Da? Și dacă voi aveți probleme, sunteți stresați în legătură cu această pasiune, cu acest potențial. Vedeți unde sunteți. Pentru că știu unii lei care vor să ofere dragoste, unor personaje care refuză această dragoste și alții care tot bat la uși închise. Dar îmi place totuși în poziția sfatului, la voi. Întotdeauna doi de bâte, asta sugerează. Expansiune. Scuzați. Da? Pentru că fața omului este îndreptată înspre lume. Să nu cumva să pierdeți o ocazie. Luptându-vă pentru un trecut eventual sau ca să vă păstrați niște granițe învechite, așa simt, pentru unii dintre voi. Acum influența exterioară. Dragostea cuiva. Posibil cavalerul de cupe, regina de cupe și 10 de cupe. Aceștia sunt în prezent. Posibil să vină acest personaj să vină totuși. Să vină și să exprime tot ce simte, că simte foarte multe emoții, dar nu le-a exprimat. Exterior. Voi știți cine ar putea să fie această regină de cupe? Care n-a avut curajul. Așa simt, cu doi de monede. Astăzi să-i exprim sau să-i exprim mâine? Mai stau un pic, mai stau o săptămână? Pentru că are în spate, la doi de monede, are în spate multe emoții, da? Și apare aici. Regina de cupe, 10 de cupe, da? Poate că ar fi mai bine să mă ocup de muncă și să spun altă dată sau să spun mai puțin. Și când vorbesc de regina de cupe, o persoană emoțională și plină de dragoste, care își dorește, eventual, o familie fericită cu voi, pentru unii. Sau are în spate un ideal, însă nemanifestat. Pentru că am văzut astfel de monede de câteva ori și apare și aici. Nemanifestat. Clarificăm. Doi de spade. Ce vă este teamă de doi de spade? Odată. De două ori. Uf, prea multe. De trei ori. Valetul de bâte. Iar
Posibil să fie teama de o nouă relație, teama de o nouă pasiune, teama de o nouă, de o nouă atracție a voastră sau a cuiva. Și cine are această teamă blochează. Că blocați voi, că blochează ei. Posibil marcaj în semn de aer, marcaj în semn de foc. Și zic marcaj că poate să fie și ascendent. La capătul setului de cărți, 10 de bâte, da. Consumă această situație. Pentru că știți că sunteți. Simțiți multe emoții, dar sunteți puși într-o situație delicată. Posibil între ei. Sau trebuie să vă ocupați și de job și de familie și de alte responsabilități. Și iară vine dragostea aia. Domnule, când nu te aștepți? E ca un trăsnet. Posibil un semn de aer vrea să se separe de un semn de pământ? Și semnul de pământ nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Poate să fie o persoană tradițională care, da, le-a adus confort, stabilitate, dar nu-i suficient. Pentru un semn de aer, uneori nu-i suficient. Depinde ce planete au acești oameni, poate să fie și ascendentul lor, da? Să ai ascendent în semn de aer și să-ți dorești altceva, nu doar stabilitate. Pentru că aerul, în general, nu vorbesc ca zodie, cât ca trăsătură, reprezintă curiozitate, expansiune, ca și focul. Da? Dar iar, aer și foc, aer și foc. Da? Exact stresul. Cineva e stresat cum să manifestă acest început cu voi. Și și-a luat cam mult timp să hotărească. Dar vor să vină totuși, să se lupte. Clarificăm, te rog frumos, 3 de spade. Poziția dorințelor voastre. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, 3 de bute. De bute, de monede. Vreți să vă reconstruiți eventual inima după ce a fost unii dintre voi, dacă sunteți dezamăgiți, vreți să vă reconstruiți. Posibil să fi fost un triunghi amoros pentru unii, nu pentru toată lumea. Nu pentru toată lumea, dar pentru unii posibil. Și vreți să vă renașteți, să vă consultați. Consultați astrologi, tarologi. Cum să vă refaceți eventual cuplu sau inima. Variază. Tu i-am zis să creșteți voi, în primul rând. Și apoi mai vedeți și de cealaltă persoană. Nu e o atitudine egoistă, este o atitudine în care sunteți conștienți că dacă voi nu sunteți vindecați, nici relația viitoare nu o să fie vindecată. 8 de cupe, 3 de băte și familia, tradiția, 10 de monede. Mai dăm o carte. Simt că ar putea să fie cineva care s-a detașat de voi ca să rămână tradițional și totuși nu pot. O dată, mai dăm o carte. Două ori. Trei. Uf. Ia uite. Spânzuratul. Și lumea. Iar apare turnul. Cavalerul de spade, 9 de cupe. Mai, o să primiți niște vești neașteptate de la cineva. Care vine de la distanță după o separare. După o stagnare. Stagnare care a adus într-adevăr dezamăgire. Posibil au intervenit în această stagnare, în această separare, nevoia de a se construi financiar. Posibil să fi intervenit o altă persoană și atunci va dezamăgi și pe voi sau dezamăgi și ei, în fine. Sunt niște chestiuni, da? Complicate, variază de la un la un. Dar în primul și în primul rând, vine cineva cu o nouă perspectivă asupra unei dezamăgiri, o perspectivă care îi ajută să reconstruiască ce s-a dărâmat eventual prin turn și 3 de spade. Vedeți? Iar cu lumea. Se dorește încheierea acestui capitol în care a stat pe loc, da? Care a stat pe loc, v-a simțit rănit și voi vă doriți să puneți capăt acestui lucru. Și undeva, știți, e doar dorință. Eu acum citesc dorințele. Ce vă doriți. Da? Și undeva în subconștient țineți încă foarte mult. Să vină cineva să-și exprime dragostea față de voi, unii dintre voi. Să vină așa ca un trăsne, dacă s-ar putea. Și dacă vă doriți, posibil se va împlini. Pentru că totuși apare. Apare o comunicare emoțională și pasională. Undeva în prezent sau viitor apropiat.
Clarifică roata norocului. Se va schimba situația. Roata norocului dată de două ori, de trei ori. Ia uite, patru de... Ia uite și steaua. Este cineva care nu spune tot. Șapte de aer, magicianul, aveți și cinstea este esențială. Cineva care nu spune tot. Eu zic să fiți totuși atenți. Oricine vine, să fiți deschiși, dar nu foarte deschiși. Da? Să aveți parte, da, din suflet deschis, dar în totalitate, pentru că în preajma voastră există cineva care nu spune adevărul. Roata norocului 4 de monede și stea. Aici este schimbarea de atitudine. Să mergeți către vindecare, creștere spirituală, că altceva n-am ce să vă îndemn să faceți, că așa, vă îndemn pe canalul meu, nu știu în altă parte ce sfaturi primiți, dar pe canalul meu vă îndemn către creștere spirituală. Aveți pe împărăteasa, împărăteasa, da? Și marele preot, creștere spirituală, să aveți credință. În primul rând să nu vă închideți, să nu vă concentrați doar pe muncă, unii dintre voi, să nu stați să țineți de lucrurile pe care le aveți, mai mult decât e cazul, pentru că trebuie să schimbați energia, da? De fapt, aceasta a fost prima carte. Patru de monede. Trebuie să schimbați energia. Să ieșiți din stagnare. Și dacă voi sunteți în această energie, atrageți și persoane care vă susțin această stagnare. Pentru unii... Știu că steaua, unii vă gândiți la vărsător. Eu nu țin musai să vorbesc despre vărsător. Deși există și alte semne de aer și balanță și gemeni, da? Și semne de pământ, și de apă, și de foc. Ah, interesant ce simt. În viitor apare o întâlnire de destin cu un personaj care vă poate vindeca și vă poate ajuta să vă deschideți. Posibil acest personaj să fie o persoană publică pentru unii dintre voi care ține foarte mult să se manifeste. Interesant cum vine mesajul. O să trăiți și o să vedeți. Persoană publică care vine de peste ape, despre mări, de peste mări și țări sau comunicarea cu această persoană. Comunicarea ar putea să fie, dar pentru unii poate să fie și întâlnirea în realitate. Cu un personaj public care ține să manifeste vindecare și ceva cu voi. Este în viitorul îndepărtat. Are o nouă perspectivă, cred, că e acesta. De undeva din... Dar trecând peste acest potențial, că poate nu toată lumea veți întâlni o persoană publică strălucitoare, o vedetă, da? Poate nu toți. Dar există un moment în care trebuie să marcați vindecarea acestei rețineri. E o reținere cu patru de monede. Unii
Mai dăm o carte pentru viitor îndepărtat. O dată. De două ori. De trei ori. De șapte de cupe. Confuzii, vise. Oh! Este o dorință obsedantă de a manifesta această relație pe termen lung. Stabilă un nou proiect? Poate să fie și un nou proiect. Dar este obsesia de a manifesta acest nou proiect. Da? Valetul de monede și asul de monede și la mijloc diavolul. Este o obsesie. Posibil cineva se gândește foarte mult la voi. Cu nouă de spade și asul de bâte, poate să fie altcineva care se gândește foarte mult la voi. Ori acest personaj, ori alt personaj. Visează. Că se vor schimba lucrurile, că se va deschide și se va vindeca toată situația dintre, da? Voi. Care legătură cu influența exterioară, cu prezentul? Sau nu are legătură cu ce vă doriți voi? Repet, poate să nu aibă legătură. Sunt paliere separate. Doar fiți deschiși către mesaje, pentru că sunt niște mesaje care vin, da? După rugăciune, după conectarea la Dumnezeu. Sunt niște mesaje importante, doar fiți deschiși, da? Fiți deschiși, nu închiși. Clarificăm împăratul, nu împăratul, pardon, Marele Preot. O dată, de două ori, de trei ori. Apare turnul. Și asul de spade. Interesant. Posibil cineva se separă de familie. Că de tradiție, de cultura în care a fost crescut, educat. Când zic familie, la Marele Preot nu mă refer doar la familia pe care vă faceți voi, soț, soție, da? Dar mă refer și la părinți, la educație, la cultură, da? La un contract. Cineva se separă. Ori voi, ori ei, și vine cu un adevăr, se va comunica un adevăr, o victorie. Care va aduce bucurie, da? Trei de cupe, regina de bâte, eventual cuiva. Se pune capăt, ia uite, unor conflicte verbale. Măi, cine? Cine? Poate voi. Poate altcineva. Eu doar citesc energiile. Și știți bine că uneori se referă la voi sau la o persoană din viața voastră. Un adevăr care va veni într-un mod și o victorie într-un mod neașteptat. Asupra unor preconcepții, unor tradiții, unor situații restrictive. Da. Clarificăm trei de cupe. Odată. De două ori, de trei ori. Poate să fie interesant și o revelație spirituală. Poate să fie o trezire spirituală a voastră. Să înțelegeți ceva legat de casă, de familie, de o spiritualitate, posibil o religie învechită. E o diferență între religie și spiritualitate. Pentru că trăsnetul poate să fie trezire spirituală, asul poate să fie trezire spirituală și apare și un as de bute, inspirație, după o perioadă de mari griji. O stres. Da? Și Marele Preot să fie un profesor spiritual sau un om care vă trezește. Vedeți? Vedeți? Repet, fiți deschiși. Fiți deschiși. Nu mai așteptați la aceste etalări să vă spunem ce vreți voi. Trei de cupe a fost clarificat de cinci de cupe. Da. Dacă a fost un trio, se va încheia acest trio. Apare și familia, apare și apare gretele, apare... se va încheia acest trio. Amoros. Mai dăm o carte. Destul de complicată. O dată de două ori. De trei ori. Extraordinar cum au venit. Vindecare. De preconcepții, cum am zis, de programările acestea. Cineva vine. Da? Să spună. Vrea să manifeste victorie, măi. Măi, măi, măi. Să se implice. Și voi sunteți undeva între conflicte verbale, mentale, da? Cu un personaj
Por îndrăgostit? În fine, în fine. Sunteți undeva între a merge înspre o nouă direcție victorioasă sau a rămâne, sunteți, vedeți că sunteți între, sau a rămâne în aceste conflicte. Dar veți primi niște vești de la cineva care vrea să manifeste vindecare. Interesant, justiția și văd aici undeva justiția și doi de cupe. Este cineva care vrea să manifeste un cuplu divin, un cuplu corect. Repet, veți trăi și veți vedea. Hai să vedem. Eu zic că am clarificat mai mult de atât, nu știu cât mai clarifică alții, cât clarifică. Regina de Bâte, odată, că nu stau să ascult și alte canale, odată de două ori, de trei ori. Regina de Bâte, ia uite, conflicte verbale. Și Regina de Spade. Niște situații toxice în viața cuiva. Mai dăm o carte. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, extraordinar. Iar, repet, vedeți unde sunteți. Pentru că sunt discuții. Sunt discuții. Nu pot să zic că sunteți voi cei care creați discuțiile sau sunt ei. Pentru că variază de la om la om. În funcție de evoluția sa spirituală, da? Trei împărăteasă și împărăteasă și mare preot. În funcție de evoluția sa spirituală, omul se va purta într-un anume fel. Și atunci, eu nu tratez... Da, eu este o etalare pe zodii, dar nu e doar vorba de zodia leului. Avem și lună în leu și Venus în leu și nodul nord și ascendent, da? Și oricine poate să mai apară sub forma bâtelor, nu doar voi. Însă, în această situație este o separare de un triunghi amoros, se va pune capăt unui triunghi amoros, dar... Nu va fi confortabilă această separare. Nu va fi confortabilă. Însă, ce este cel mai important, că în această perioadă și voi vă doriți să puneți capăt, să încheiați un capitol, da? De suferință, de așteptări, de sacrificii, da? De una de alta. Și în viitor apare cel mai important, cel mai important apare steaua și schimbarea, da? Norocului. Da? Trebuie să ieșiți. Din. Într-un anume fel. Voi sau ei sau cine o fi. Cine o fi. Dar steaua este foarte importantă ca și viitor. Da? Adică vindecare. Și dacă voi treceți printr-o separare, să știți că este spre binele vostru. Aveți posibilitatea să găsiți alte opțiuni. De aia zic că aici este trezirea. Asta este prima carte care a venit, da? Ca și reușită. Pe urmă au venit celelalte. Trei de cupe, Regina de Bâte, dați în urmă. Deci toate trei pot să reprezinte trezirea, astfel de Bâte care e în sufletul vostru, am zis potențial. Dacă treceți prin suferințe, am zis un șut în fund, un pas înainte. Nu e prea elegantă expresia de adevărată. Și aici este provocarea, cum să fiți independente, cum să creșteți, da? Să deveniți femeia divină, bărbați, femei, nu contează. Sau să atrageți femeia divină dacă sunteți bărbați. Să atrageți femeia divină. Pentru că la baza bazelor, da, acestei cruci este temperanța, echilibru, vindecarea. Adică scopul, cu alte cuvinte, scopul întregii povești este creșterea spirituală. Ce poate fi mai clar? Pentru că s-a trăit într-o minciună. Și adesea, dragii mei, vă spun, adesea ne mințim singuri. Ne creăm așteptări despre... din partea anumitor persoane. Poate să fie și proiecte. Mă, proiectul ăsta o să-mi aducă eu știu ce. Da? Și de fapt ne aduce durerea de cap. Da? Sunt exemple, da? La capătul setului de cărți, 9 de cupe. Cavalerul de Bâte, îndrăgostiții, moartea, e o separare. E un final care vă va atrage altceva benefic, frumos, confortabil. Depinde de voi dacă sunteți deschiși.
Ce pot să spun? Este destul de greu pentru că Saturn este în opoziție, în vărsător, da? Dacă aveți de-a face cu vărsătorile, este greu și lor cu Saturn acolo. Dar vă este și vouă greu. Pentru că în opoziție cu Soarele și cu planetele pe care le aveți în Leu. Nu e ușor, este lecție. Nu știu ce or spune alții, dar eu știu din viața leilor pe care îi cunosc. Și cam și eu ascendentul aici, da? Nu e ușor. Însă, aici este sfatul. Extindeți-vă orizontul, ieșiți din stagnare, da? Din patru de monede. Nu mai țineți atât la patru. Da? Schimbați energia, aici arată viitorul. Schimbați energia. Schimbați energia, vindecați-vă, creșteți spiritual. Găsiți-vă în opțiunile pe care le aveți. Că aveți multe opțiuni. Nu doar aceasta la care stați și în care stați, a stat unii dintre voi, da? Cum depinde și de harta voastră natală, personală, evident. Dar dintre toate opțiunile astea aveți o stea, aveți o misiune. Aveți o misiune, măi. Toți avem o misiune, toți avem o stea. Toți avem un destin care trebuie descoperit. Trăim o eră foarte specială, suntem o generație foarte, foarte specială. Și atunci nu putem să stăm în vechile construcții. Sper că înțelegeți, dragii mei. Sunteți chemați și voi ca toți, nu doar voi, toți suntem chemați la trezire, la adevăr. Trebuie să vedeți, deschideți chakra a șaptea, conexiunea cu divinitatea. Și să știți că nu e ușor. Nu e ușor. Deci pică o coroană, interesant, vedeți și voi, acum văd. Și ăsta e finalul acestei etalări foarte, ia uite, o oră și ceva am vorbit. Da? Sunt niște coroane care pică și se deschid altele. Da? Sper că a fost de folos. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Ceau, ceau. Numai bine.